El cu banii. Cineva și-a proiectat miliardărimea și-a proiectat miliardarele. Și n-ai ce să faci, și-a nimerit în proiecția, da? Și acum stai liniștit, intră în tine, n-ai treabă cu ce se întâmplă în jur, da? Că ăla, că aia, că nu ai treabă, da? Nu ai treabă, punct. Nu te interesează, nu te interesează știrile că te duc în alte direcții și tu cum simți? Stai acolo și, domnule, aș vrea să mă mai uit la știri. Bun, uite, dar învață ceva, da? Uite pe sărite, nu te uita la... Până ți se deschide și începi să înțelegi. Și vezi, este treaba ta și proiectează-ți. Ce proiectezi? Pentru toată lumea să aibă bani. Să știi cum, ca să iasă ceva, nu? Dar e adevărat cu ce simți. Sau vrei tu să-ți vezi de treaba ta, să proiectezi odată toți banii la tine, și după aia să știi tu cum să-i manevrezi și în ce direcție să dai dacă omul n-a știut să proiecteze. Da? Viitorul. Viitorul prezent. Vii tu, care știi cât de cât să proiectezi, ai trecut prin ce ai trecut și ai înțeles mecanismul, da? Și ai și calitatea asta de a ajuta și lumea în jur, că altfel nu ți se deschide. Trebuie să ai și acolo ceva care e important și ăla primul mișcă, da? Și să vezi cum se întâmplă lucrurile și în ce direcție proiectezi și ți se mai dă peste mână sau ți se deschide și se spune asta. Și tu când nu aștepți și zici, păi dar nu, nu, eu cu toată lumea, nu. Te-i cu tine, tu îți proiectezi, ție sănătos, acolo, ce dorești tu, aia e corect, da? Fără farmacii, fără nu știu ce, mese de operație, n-ai de ce, că ești omul ăla nou care energetic și atunci tu îți proiectezi toate alea posibile cu cum se învață copilul de mic, cu energia și de fapt copiii ne învață, e clar, da? Da, trebuie să ajungem și la... Proiectez geizere cu apă sănătoasă, termală și așa mai departe, nu? Cam asta. Natura și ce mai vedem acolo. Și cam asta. Și după aia vezi ce ți se întâmplă. Adică e și proiecția, trebuie să ai un pic de discernământ. Ce-ți dorești? Întâi aia. Să vezi lumea în jurul tău, da? Și pe urmă te gândești că dacă am voie și să bag mâna în caznaua țării, a universului, da. Și vezi, îți dă peste mână sau dacă îți dă peste mână, mai ai treabă, mai ai ceva de făcut. Dacă ți se deschide, ăla ești, acolo mergi. Și după aia, când primești, să vezi cum faci, ce faci cu ce ți s-a deschis și ai primit, da? Iarăși, îți iei numai acolo, cât să, nu știu, să mănânci ceva bun seară de seară și să stai în fața mării și te uiți la mare și marea la tine. Mai mult de atât, aia fiecare visul lui, nu? Sau să colinzi lumea lung și în lat. Și în rest, da? Ai primit? Așa. Așa torni acolo unde trebuie, unde crezi tu. Finanțezi proiectele de așa, sănătos, nu? Cum le vezi tu și ai vrea să fie lumea în jurul tău, că toate ți se întorc. Stai chiar, stai la malul mării și vezi, ai cu cheltuit banii ăia bine sau nu, îți mai vin sau treci în proiectul altuia. Și uite așa cum trece omul având tot, la un moment dat nu mai are nimic sau invers, nu are nimic și se umple de păduche, de altceva, de bani și de slavă și de... Omul își proiectează. Că îi se dă peste mână și se răstoarnă căruța și trebuie să fie altfel, aia vede omul pe parcurs. Dar până nu ajungi undeva și să guși din ceea ce ți-e frică să bagi mâna și să îți încerci puterile tale, nu cu cineva, că n-ai treabă, universul e în tine, tu cu tine să ți-l îngeri. Măi, mi-ar place, dar n-aș băga așa să văd cum e focul ăla, cum să mă fric. Bagă, domnule, pune mâna acolo să vezi, să știi. Până aici, da? De aici încolo, știi că nu. N-ai voie. De ce? Pentru că. Vezi tu pe parcurs.